Invitata mea de astăzi este cântăreață de muzică populară, maestru în arte și realizatoare de emisiuni radiofonice muzicale. Veta Chimpu Munteanu are în palmares zeci de premii și titluri, dar am invitat-o astăzi ca să discutăm despre viața sa dincolo de scenă, în care nu a mers mereu totul ca pe note muzicale. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Sunteți pentru prima dată la noi la emisiune? Da, sunt pentru prima dată, dar vă urmăresc, știu ce propagați în emisiune și mă bucur. Vă mulțumesc foarte mult că ne urmăriți și mă bucur că ați acceptat invitația noastră. Cu mult drag! Eu la fel mă documentam despre activitatea dumneavoastră și am remarcat că sunteți o fire foarte modestă. Și m-a uimit faptul că ați spus într-un interviu că nu sunteți o cântăreață profesionistă, dar mai degrabă o împătimită de folclor. Și mă întreb dacă sunteți la fel de modestă în toate aspectele vieții sau doar în muzică. E greu să vorbesc despre mine la acest capitol modestie. Nu știu dacă e vorba de modestie, poate e vorba de faptul că conștientizez niște lucruri în adevăratul sens al cuvântului. Ceea ce am zis cândva, nu am zis-o din cochetărie. Da, eu nu am făcut profesie din cântec. Eu am lucrat o viață și continuu să lucrez la radio, la un post de radio. De aceea și ziceam că din cântecul, într-adevăr, pentru mine e o pasiune. Și e mai bine atunci când faci ceva din pasiune. Dar trebuie să menționez că pentru public că dumneavoastră editați și cărți și ați editat o carte despre satul natal, Paicu, și sunteți și cetățean de onoare, primul al comunei. Cât de des reveniți la Baștină, dacă ați mai păstrat casa părintească? În satul meu, Paicu, au rămas doar mormintele părinților, bunicilor, străbunicilor. Nu mai avem pe nimeni în sat. Am un singur verișor cu familia și de fiecare dată când mergem, în mod special la Paștele Blajenilor, mergem pe la ei pe acasă. Casa părintească, după ce s-au dus toți părinții și ultima s-a dus bunica, ca să vedeți, ea i-a supraviețuit, a supraviețuit fiicele ei, ginerii, și când a plecat și ea, am hotărât împreună cu surorile mele, suntem 5 surori și un frate, să donăm casa părintească pentru biserică în sat, fiindcă satul meu, deja făcând istoria acestei localități, am dedus că e fondat prin 1733, ei uite, de atunci și până mai încoace nu a avut biserică. Și oamenii satului, inclusiv părinții mei, bunica, plecau în satele vecine la biserică. Și de aceea, când ziceam a venit momentul, am încercat ca din casa noastră să facem o biserică. Ba, am păstrat și un loc în fața casei, un loc foarte bun, unde în perspectivă urma să se construiască această biserică. Vreo 3 ani, într-adevăr, s-au dus slujbe, oamenii veneau, s-a început cu mare fast și cu atâta dorință de a avea lăcaș satul meu, Paicu. Dar, din păcate, știți cum se întâmplă, nu știu dacă nu mi-au împăcat pe suflet, dar tot preoții distrug credința în oameni. Ne-a fost trimis un așa zis călugăr, care numai călugăr nu era ca să țin aceste slujbe. I-am lăsat tot în casă, absolut tot. Noi n-am luat nimic, să locuiască acolo, dar să poată să îngrijească. Bine, de îngrijit nici nu s-a pus problema. Problema era să țină aceste slujbe, ca oamenii să poată veni în continuare. Dar nu, n-a făcut față și oamenii au pierdut încrederea în el, de aceea au încetat să vină la biserică și apoi, sub diferite pretexte, că e prea departe, noi într-adevăr suntem ultima casă în sat și unora
le venea cam departe, dar în comparație cu satele vecine unde se duceau altădată, cred că tot mai bine era să fie în sat. Dar acestea au fost doar pretexte, pur și simplu nu mai credeau în preotul respectiv. Acum ce se întâmplă acolo? Până la urmă am lăsat casa, am lăsat-o așa, cineva îngrija, nu mai avea grijă de ea și de câte ori veneam acasă, vedeam cum îmbătrânește casa. Se ducea parcă la vale. O casă care nu are suflet. Și cineva insistent ne-o cerea, vroia să o cumpere și cât ne-am opus, tot aici am ajuns, am vândut casa. Acum, slavă Domnului, au făcut acolo un azil de bătrâni. Da, are altă menire, dar și altă înfățișare. Așa. Și după această întâmplare, să o numim așa, cu călugărul din zonă, v-ați schimbat cumva atitudinea față de biserică, tot ce înseamnă religia? Păi nu numai din acest motiv. Noi trebuie să credem în Dumnezeu și să avem credință. Bineînțeles, nu orbească cum ni se impune în biserici. Trebuie să ne gândim de ce și pentru ce. Important e să urmăm cele 10 porunci care, într-adevăr, ne pot ține pe verticală ca oameni. Important e să-L avem pe Dumnezeu în suflet. Dar la biserică, care și cum simte, cum să zic... E o alegere pe care o face fiecare individual. Eu nu pot să spun că nu mă duc. Mă duc și chiar țin cu tot din adinsul, cel puțin la Paște și la Crăciun, să mă împărtăș. Dar în rest așa, când intru să aprind o lumânare, când vreau să-mi amintesc de cineva, când intru des și aprind lumânări, intru sănătatea celor dragi și în memoria celor plecați. Despre asta o să discutăm ulterior, dar dacă tot a venit vorba de casa părintească, vreau să vă întreb cum a fost copilăria dumneavoastră într-o familie numeroasă. Erați 6. Acum e o raritate, mă rog, sunt, dar nu atât de multe familii numeroase. Cum a fost copilăria dumneavoastră? Copilăria a fost frumoasă, fiindcă însăși, prin esență, cuvântul copilărie te duce cu gândul la libertate, la frumusețe, la dragostea pe care o primești din abundență din partea părinților și bunicilor. Dar nu era o raritate pentru satul nostru să fie mulți copii în familie. Nu ați avut și lipsuri? Da, sigur. Dar aveam toți lipsuri, de ce eram toți la egal și de aceea lipsurile nu ne deranjau, nu știu cum. Noi nu concuram care se îmbracă mai frumos, care... Vai de capul nostru. Deci dacă la Paște neapărat eram înnoiți toți copiii, începând de la ciorăpiori până la rochițe și așa mai departe... Purtați probabil și hainele unele după altele, mai ales dacă erați surori. Eu eram cea mai mare și eu n-am purtat după nimeni, poate după mine surorile. Ați fost privilegiată, da. Dar, de exemplu, ne cumpăra sândăluțe la Paște. Cu aceste sândăluțe intram în toamnă, ajungeam până la cizme. Și așa erau toți în sat. De aceea, pentru noi, n-am pus niciun preț. Nici pe hăinuțe, nici pe încălțăminte. Dar ce vă lipsea cu adevărat atunci? Ce v-ați dorit, dar... Nu ați avut în copilărie? N-am avut o păpușă. Eu personal nu am avut o păpușă. Și mi-o doream foarte mult. Mama ne-a cumpărat niște iepurași din cauciuc, așa, cu urechiuși frumușei. Ne-am jucat noi cât ne-am jucat, dar eu nu puteam să îmbrac acest iepuraș, să-l îmbrobăt. De ce i-am tăiat urechile și îi puneam broboadă pe cap, dar vedeam la alți copii aceste jucării, care, păpușa pe care mi-o doream. Dar pe urmă am mai crescut, îți dai seama. A trecut dorul, și aceasta. Da, a trecut și aceasta. Nu pot să zic că am dus lipsuri. Chiar vorbeam cu sora mea Maricica într-o zi. Păi iată, așa cum eram noi mulți, cum Dumnezeu ne hrănea mama pe toți și noi eram flămânzi.
Cum, adevărul e că nouă ne ajuta și grădina, și livada, puteam... Și animale, și păsări, și de toate, ca într-o gospodărie țărănească, aveam de toate. Ori că nu mai... Nu, eu nu țin minte lipsurile, sincer. Nu Atunci, le țin minte. Într-adevăr, ați avut o copilărie frumoasă. Frumoasă, frumoasă ca la majoritatea dintre noi. Care acum este relația cu surorile dumneavoastră? E una foarte bună, multă lume ne admiră pentru relația noastră. Eu, fiind cea mai mare, chiar mi-am propus să avem o relație armonioasă între noi. Patru suntem aici în Chișinău, dintre surori. Una e căsătorită în Italia și fratele e stabilit în Israel. Și de fiecare dată când ne adunăm noi toate patru, mai ales că în ultimul timp eu cu sora care urmează imediat după mine, la un an și două luni, cunoscuta crainică Radio Maricica Munteanu, deci nu am mers împreună la Institutul de Arte, am stat în același cămin, în aceeași cameră, apoi ambele... Nu, n-a fost în mod special, dar am nimerit ambele la radio. Ea mai întâi a făcut un pic televiziune, pe urmă a trecut la radio cu soțul ei, regretatul Alexei Revenco. Și de acolo, iarăși, în fiecare zi, practic, ne vedeam la radio. Acum, după ce s-a întâmplat nenorocirea cu soțul ei, când ne-a părăsit Alexei un an și patru luni deja, am hotărât să vindem apartamentele, eu pe al meu, ea pe al ei, și ne-am cumpărat apartamente într-un bloc, așa, la aceeași scară, una deasupra alteia. Și, cum spunea și ea de ună, uite, am pornit din copilărie împreună și am ajuns și, hai să nu zic bătrânețe, și am ajuns și acum la o anumită vârstă să fim tot împreună. Sunteți mai apropiată anume cu Maricica? Da, fiindcă ziceam, am făcut același institut de arte împreună, am tinerețea într-un fel, am petrecut-o împreună, apoi familiile noastre. Dar mereu a fost așa sau ați avut și certuri, nu știu, cum se întâmplă în toate familiile și între toți frații și surorile? Sincer, nu țin minte, copilărie poate da, ca copiii era mai expansiv, mai neînțelegători. Acum, după ce am trecut cu traiul în același bloc, am început să ne redescoperim. Abia acum descoperim că suntem un pic diferite și că diferit privim la niște lucruri. Despre sora dumneavoastră putem discuta la infinit, dar avem și noi niște întrebări, o să încercăm să revenim. Dumneavoastră ați menționat practic în toate interviurile că ați ajuns unde sunteți și mai ales în ansamblul Tălâmcuța datorită soțului dumneavoastră, Simeon Ghimpu. Așa este și nu numai în Tălâmcuța, chiar și la radio, tot datorită lui am ajuns. Cum ați făcut cunoștință cu el? Simeon Ghimpu era profesor la Institutul de Arte, unde eu eram studentă. Numai că nu mi-a predat nemijlocit. Iată, surorii mele, Maricica Munteanu, i-a predat vorbirea scenică. Mie nu. Cum a apărut această scânteie? Hai să spun că n-a fost scânteie. Avea o vârstă deja, fiindcă el era după o căsătorie nereușită, era singur de vreo 7 ani și colegii îl tot îndemnau, măi, e timpul, dar el nu se grăbea și nu numai că nu se grăbea, inițial spunea că după ce a ratat prima căsnicie, a spus nu se mai căsătorește. Dar anii treceau, omul nu poate fi singur și mai ales bărbații și colegii tot îl îndemnau, vezi, măi, că e timpul, nu? Și profesorul meu de filozofie, Alexandru Jolonkovski, spun și numele, cunoscându-mă de la curs, l-a atenționat, uite măi la fata asta că nu o să-ți pară rău. Așa, pețitor. Da, într-un fel, da, a fost pețitor. Și cât am fost student, așa, la ultimele 2-3 luni înainte de a absolvi institutul,
cumva îndrăznit să mă invite la o petrecere, la un 8 martie, dar nu era nimic ce ar fi presupus o căsnicie pe viitor. Ei, uite că după ce am absolvit institutul, ne-am întâlnit în stradă, a aflat unde sta un gazdă și de acolo s-au pornit lucrurile. Și după ce a apărut primul copil, mi-am dat seama că alegerea și a mea și a lui, nu știu, a lui, dar bănuiesc că și a lui, nu a fost greșită. Cum ați descrie căsnicia pe care ați avut-o? Cu multă bună înțelegere. Simeon era foarte înțelept. Bine că era și mai mare ca mine, dar cred că nu din acest motiv. Așa era el de fire. Da. Cu multă compasiune unul pentru altul. Dacă se întâmpla să bolesc, o răceală banală sau mai știu, atât de mult suferea și umbla prin jurul meu și se întâmpla și invers. Când el se simțea rău, eu chiar nu puteam uneori să dorm, nopțile mă gândeam să nu se agraveze boala. Acest lucru vorbește de multe. Eu nu zic că nu am avut și seri pasionale și mai ales atâtea poezii dedicate. Am avut, dar asta nu sunt atât de importante pe cât a fost de important relația noastră interumană și grija unul față de altul. Dumnealui a trecut în ființă în 2010. Da, au trecut 12 ani, iată acuși se fac 12 ani de când nu mai este. Cum ați primit vestea și cum ați trecut peste această etapă din viața dumneavoastră? Vestea am primit-o cu 2 ani înainte de a se întâmpla, mergând la un banal control medical, s-a depistat un cancer pulmonar. Și am hotărât să nu-i spunem. A fost groaznic, mai ales că eu cu el plecasem la odihnă, la Călăraș, Hârjeu, ca mai bine zis. E un sanatoriu foarte bun, unde noi plecam des împreună. Și în acel an, când ne-am dus, primele 3 zile a fost totul bine, dar la a treia zi a avut un atac de, nu știu ce a fost asta, îl dureau foarte tare picioarele, avea dureri mari. Și el spune, îmi va trece. Tot chemam surorile medicale, mai făceam niște injecții ca să-i mai scoată din dureri și el stătea și răbda pentru mine ca să nu-mi strice odihna. Și când am văzut că câteva zile la rând el nici nu se putea ridica din pat, îi aduceam mâncarea în cameră, atunci am hotărât, zic, nu e cazul să stai și să suferi din cauza că, uite, eu îmi strici vacanța. Și tocmai venise cineva din Cântăreți cu un concert acolo și m-am înțeles cu ei și după concert ne-am urcat în mașină și am venit la Chișinău. Și atât când am mers la spital. Dar el mi-a spus, dar tu du-te înapoi. Era tocmai fiica noastră la noi, cu copiii și Cristina mi-a spus, lasă, rămâne cu mine, îl duc eu la spital, du-te într-adevăr înapoi, știi că câteva zile doar am stat la acest sanatoriu. Și eu, într-adevăr, m-am întors la sanatoriu. Stând foarte liniștită că pleacă cu Cristina împreună la spital, vor face investigările de rigoare și va fi bine. Va fi bine. Ca să primesc un telefon în timpul când stăteam la masă acolo, nici la o zi sau peste o zi, nu știu cum, și Cristina mă întreba, mă, tu poți veni imediat acasă? Eu zic, ce s-a întâmplat? Uite, lui tata i-a depistat cancer și încă nu așa, dar atunci a spus și în metastaze. Iată aici a fost momentul când eu m-am pierdut total. Și nu știam ce să fac, am lăsat toate, în câteva minute mi-am făcut geamantanul, tocmai venise autobusul de rută, am urcat tot drumul până la Chișinău, am plâns într-una, fiindcă mi-am revăzut toată viața mea împreună cu el, mi-am dat seama ce om pierd. Nu, a fost niște momente groaznice, dar pe de altă parte trebuia să
nu arat pe față toate aceste frământări ale mele și faptul că noi știm ceva. Am hotărât să nu-i spunem. De ce? Cred că el era prea sensibil ca fire și cred că n-ar fi rezistat după în 2008 au depistat în august și el a decedat în 2010. Dar a aflat? În iulie. Nu. Nu i-am spus. Eu bănuiesc el și-a dat seama. Dar nu vroia să vorbească cu mine la această temă. Dacă și îi spunea ceva, îi spunea fiicei. Cred că mă proteja în felul ăsta și... Dar urma tratament, încercase. Bineînțeles, au fost și iarăși, nu l-am dus la spitalul oncologic, l-am dus într-un spital, i-au făcut operație la spitalul pulmonologic, ca el să nu înțeleagă, dar acolo au venit medici oncologi. Apoi l-am ținut într-un spital particular, unde, iarăși, ca să nu înțeleagă el ce îi se întâmplă, l-am protejat pe cât am putut de necazuri. Dar până la urmă toți știau, dar cumva nu se vorbea toată în gas. Toată lumea știa și niciodată nu s-a vorbit la temă și chiar fratele lui Mihai spunea: voi vedeți că el nici nu ne întreabă, înseamnă că el știe și nu vrea să ne pună pe noi în situație. A fost cu multă demnitate, a trecut el prin aceste necazuri și iată în această perioadă de aproape 2 ani, de când am aflat această veste tristă, am încercat să-l bucurăm cât am putut. În această perioadă i-am editat 4 cărți, un dublu CD cu 40 din cele mai cunoscute cântecele pe versurile lui Simeon Ghimpu. Chiar am reușit și o serată de creație să-i facem. Și asta l-a ținut în viață și asta l-a ținut... El era artist în fire și el trăia cu cântecul, cu scrisul, cu scena. Care dintre șlagărele dumnealui vă este cel mai aproape de suflet? Mie toată poezia lui mi-e aproape de suflet, dar cântecul Iubirele ca florile din repertoriul fraților Bivol îmi plac foarte mult. Numai tu, numai așa, cântecele astea care au... Ca să vezi cum s-au întâmplat lucrurile când a scris versurile la cântecele Numai tu și numai așa. Muzica e a unui compozitor din fosta Iugoslavie, Arsen Dedic, și aceste melodii le-a adus Ion Surucianu și l-a rugat pe Simeon să-i facă textele. Și atunci, în anul celălalt, prin anii 80, luase aceste cântece o amploare, erau cântate la toate posturile, la toate, nici nu știu dacă erau multe posturi de radio și televiziune pe atunci, dar la toate petrecerile, în toate sălile de concerte, și pe urmă s-au trecut încetişor ca oricare alt cântec. Ei, când s-a întâmplat cu el nenorocirea, aceste cântece au revenit din nou. Mi-a telefonat Fuego să îmi ceară permisiunea să ia cântecul Numai tu. Mi-a telefonat apoi Raul, tot din România, la fel, cerându-și permisiunea pentru cântecul Numai așa. Și parcă era făcut special, uite. Eu treceam, mergeam la el la spital, fugeam la piață să-i cumpăr din ceea ce îmi cerea și toată piața răsuna Numai tu. Și bineînțeles că eu înghițeam lacrimile și mergeam, cumpăram de ce avea nevoie și mă întorceam la el la spital. Când s-a întâmplat nenorocirea, cum ați trecut peste, dacă ați trecut, de fapt? Cum a fost prima etapă de una singură? Nu știu dacă pentru plecarea celui drag pot să fii vreodată pregătit moral. Desigur, e... Dar... Cât timp nu ai avea, oricum nu ești gata. Știam că nu este altă alternativă. Și de aceea am hotărât... Eu practic nu mergeam la serviciu, stăteam numai lângă el, dimineață până în seară.
atât am discutat cât n-am reușit o viață. Noi am fost împreună aproape 33 de ani. Ei, uite, în 2 ani atâtea ne-am spus, cât ziceam că nu ne-am spus pe parcursul întregii vieți, că mereu eram în alergătură. El la Institutul de Arte, plus activitatea lui scriitoricească, plus întâlnirile cu ascultătorii, cu cititorii, avea foarte multe întâlniri, pleca cu un grup de scriitori, era membru al juriului în TVC-urile de prin Republică. Și într-una, eu la fel, pe lângă faptul că mergeam zilnic la radio, nu scăpam niciun concert cu Tălâncuța. Eram și solistă în ansamblu Tălâncuța. Mai aveam și 2 copii, mai aveam și casa. Și deci pentru noi, practic, nu găseam timp. Și de aceea acești aproape 2 ani au fost anii noștri. Ani foarte grei, care am trecut prin atâtea transformări sufletești. Până la urmă a trecut în neființă soțul dumneavoastră, dar a rămas familia lui. În ce relație sunteți cu familia dumnealui și în special cu fratele său, Mihai Ghimpu, care în acea perioadă era președinte interimar al țării? Da, Mihai m-a ajutat enorm de mult. Între Mihai și Simeon tot timpul a fost o relație mai specială. Ambii fiind firi mai artistice, să zicem, în comparație cu Gheorghe Ghimpu, care era sobru, era mereu. Ăștia erau altfel. Și ei tot timpul au avut o relație specială. Când s-a întâmplat, că ni s-a spus verdictul pentru Simeon, Mihai a fost mereu alături de mine, dar și înainte, de câte ori aveam nevoie. El, într-adevăr, e un frate extraordinar. M-a ajutat enorm. Eu nu vorbesc de partea materială, eu vorbesc de cea spirituală. Zilnic mă telefona, pleca fiind în postura pe care o avea atunci, fie din Statele Unite, fie din oricare altă țară, neapărat mă telefona să întrebe cum e cu Bădița, ce face Bădița. El era Bădița pentru Mihai. Politicul v-a marcat cumva viața de familie? Noi cu Simeon am încercat să le evităm pe cât e posibil. Pentru noi, și Mihai, dar și Dorin Chirtoacă, erau rudele noastre de sânge. Atât. Punct. Nu am apelat la să ne facem relație de alt gen. Și chiar am hotărât. Nu-i deranjăm absolut cu nimic. Și așa sunt trași în toate părțile. Apar tot felul de prieteni, tot felul de rude, chiar și la noi veneau și ne rugau, poate vorbiți, oameni buni, duceți-vă și înscrieți-vă, mergeți la ei în audiență, noi nu avem treabă cu asta. Deci am încercat să nu-i deranjăm chiar de fel. Eu nici nu știam unde e biroul lui Dorin Chirtoacă. Dar lumea mergea ca la un mauzoleu. Asta e lumea noastră. Țin de cei care sunt la putere. Și altceva că, sigur, unii când auzeau familia Ghimpu, eram nevoită să zic că Zveta Munteanu doar. Au fost și lucruri care neplăcute. E neplăcut când lumea amestecă lucrurile, de fapt. Noi ne-am dus viața noastră cu Simeon foarte modestă, foarte așa, aparte de tot ceea ce ținea de politică. Bineînțeles că Simeon făcea politică în felul lui, prin versurile lui. Și vreau să vă întreb, cum credeți, ce ar crede el despre situația politică de acum, de la noi din țară? Nu știu ce ar crede Simeon, știu numai că el suferea foarte mult când erau niște lucruri, când se întâmplau lucruri urâte la noi. Și atunci când Mihai Ghimpu a încercat să semneze un decret ca ziua de 28 iunie să fie declarată zi de doliu și nu de sărbătoare, și când n-a fost susținut de partenerii de echipă sau cum se numeau, erau ei de filat de în cazul dat și cine, vezi că nici nu mai țin minte. Noi am suferit foarte mult și Simeon era
pe 28 iunie și el a decedat pe 27 iulie, o lună, deci erau cu o lună înainte de a pleca, era într-o stare gravă, era mai mult în semicom, își mai revenea așa. Și cu toate astea el a simțit, a auzit despre acest decret că nu a fost semnat și el îmi spune: mă simt atât de rău, sunt atât de zbuciumat, alt cuvânt de fapt a spus. L-a afectat. Așa cum se simte Mihai acum, așa mi-a spus, așa cum se simte Mihai acum. Hai să-l chemăm la o cafea, zic: Simeon, numai de cafea lui nu-i arde acum. Cred că ar fi suferit de multe lucruri care, urâte, zic, repet, care ni se întâmplă și acum. Dar viața e viață, și cu bune și cu rele, mergem și înainte. Chiar dacă a trecut în neființă, aveți doi copii minunați împreună, dar ambii sunt stabiliți în Marea Britanie, din câte cunosc. Cu ce se ocupă acolo și cum ați primit decizia lor de a-și muta traiul în altă țară? În primul rând, copiii noștri au plecat de mititei tinerei la studii peste Prut. Prima a fost Cristina, la 17 ani, după un an de facultate de jurnalism aici la Universitatea din Chișinău, s-a transferat la Cluj, la Universitatea Babeș-Bolyai, făcând aceeași facultate, jurnalism. Apoi s-a căsătorit cu un băiat de la noi, dar care la fel își făcea studiile acolo la Cluj, făcea juridic, dreptul. Și au hotărât ei să se întoarcă acasă. Era anul 2000. Să facă ei. Era anul când nu puteai face nimic aici. Și mai ales tinerii care absolveau instituțiile de peste Prut. Nu li se găsea de lucru pe aici, pe la noi. Era perioada comunistă, hai să zic. Au stat ei 2 ani și au văzut că nu se pot prinde de nimic. Doar Cristina a lucrat la revista Capitala, pe atunci era cu Angela Brașoveanu în frunte, și la timpul lui Constantin Tănase. A mai predat la universitate, la jurnalist. Dar, oricum, soțul ei nu își găsea loc de lucru. Foarte mult timp nu și-a găsit loc de lucru. Și după ce s-a născut primul copil, un băiețel, și-au dat seama că n-au nicio perspectivă aici și au plecat din nou la Cluj, de unde au venit de la studii. Ei, acolo lucrurile au mers cu totul altfel. Cristina s-a stabilit la Cluj. Apoi Lucian, când era prin clasa, când era după 9 clase, Simeon a hotărât să-l dăm la Iași, la liceul Costache Negruțe. Și eu mă cam opuneam, atât de micuț, nici 15 ani nu avea, și băiat, zic, nu, el nu are grijă de el acasă, dar acolo. Și Simeon atunci mi-a spus: numai acolo va putea face studii serioase. Și l-am dus la Iași, a făcut liceul Costache. I-am plâns tot drumul înapoi când am venit, când i-am cumpărat cărți, ghiozdan, tot ce trebuia acolo, și el a mers să mă petreacă la autogară și parcă îl văd, era într-un pulover roșu, așa micuț, și se uită la mine și îmi spune: apoi ce, mă lași? Vai de mine, ce m-a durut această frază. Dar pe urmă a prins el, a făcut liceul Costache Negruțe, a făcut Politehnica din Iași, cea mai grea facultate, calculatoare, automatizări și calculatoare. Astăzi e un foarte bun inginer programist în orașul Malmesbury din Anglia, dar a ajuns acolo prin căsătorindu-se, deci fata era din România, a făcut medicină, Institutul de Medicină, și printr-un concurs a ajuns la un spital, să lucreze la un spital din Oxford. Și s-a căsătorit și a luat și mirile acolo. Așa, Cristina, de acum al 4-lea an, de acum de când sunt în Anglia, nu preconizau să plece undeva. Dar s-au gândit, au 3 copii și au vrut niște studii serioase pentru ei. Și apoi și soțul ei lucrează într-un domeniu unde a fost și repartizat să plece în Anglia. Și au rămas acolo cu
copiii sunt mari deja. Cât de des vă vedeți nepoții, de fapt? Ei, odată în an neapărat. Bine, acum cu pandemia, dar... Și răsfățați, dacă vă vedeți rar. Acum e, am 5 nepoți, îți dai seama, o bogăție. Felicitări! Mulțumesc mult, Alex, Alexandru, băiatul mai mare a Cristinei, acum în iulie face 20 de ani. A intrat și la facultate, deci face și facultatea. Roxanda, care are 18 ani, anul ăsta absolvește școala și deja acolo, nu știu cum dau la concurs și deja știe și facultatea pe care o va face. Deci sunt copii mari. A lui Lucian sunt două fetițe mai mici și cu acelea, cât am fost prinsă în pandemie, timp de aproape 4 luni în Anglia, ei, ce să zic, cu ele de toate am făcut și desene. Cea mai măricică, Catincuța, desenează foarte frumos și o încurajam, făceam expoziții, mergeam și strângeam floricele de pe toate câmpiile, au niște câmpii superbe acolo în Anglia. V-a plăcut? Foarte mult mi-a plăcut. Ați trăit acolo? Nu. Tot okay. Acasă aș veni. Știu că aveți o pasiune pentru arhivare, colecționare și mi-ați spus înainte de interviu că aveți o colecție impresionantă de ii, tocmai 50 la număr și o mulțime de broboade, peste 100. Ce alte pasiuni mai aveți? Ce mai colecționați? Ce mai găsim acasă? Da. Nu știu de unde această pasiune de a colecționa cu costumele. Chiar nu m-am gândit la colecții. Pur și simplu, când vedeam o cămașă sau o catrință, sau nu puteam să rămân indiferentă. Neapărat îmi cumpăram. Da. Și eu îmi plăcea de... Bine că am mai și fost motivată. Timp de câțiva ani am moderat la o televiziune de la noi o emisiune de folclor. Și trebuia să aveți o ținută... Nu mi s-a cerut niciodată să mă îmbrac așa precum mă îmbrac eu în acele emisiuni, dar asta a fost scopul meu. Fiindcă e foarte mari divergențe acum în privința portului popular și a costumului care este scos în scenă. Cântărețele noastre privesc diferit la lucrul ăsta și fiecare are dreptul lor. Dar eu sunt o tradiționalistă. Și am studiat, nu am îmbrăcat oricum. Și de aceea mi-am propus ca la fiecare emisiune să demonstrez cât de frumos e costumul nostru popular, cât de iscusit poți să-ți pui o broboadă pe cap și asta să nu-ți scadă din farmec și că nu-i neapărat să umble cu pletele în vânt sau cu floricele în păr până la 70 de ani. De aceea, la fiecare emisiune, veneam cu cămașă nouă. Nouă în sensul în premieră, că eu majoritatea, atacat și pe aceasta, le cumpăram de pe un site din România, să fie cât mai aproape de cămașele noastre de aici, din zonă. Dar asta nu înseamnă că nu cumpăram și din alte zone. Atât de mult îmi plăceau și felul cum erau brodate, felul, am unele lucrate într-un mod care astăzi nu cred că mai întâlnim, prelucrarea sau brodarea, broderia cămașei. Și iată așa, dacă vă dați seama, o dată în săptămână câte emisiune, tot adunam eu din... costumele mele populare. Ați strâns o colecție impresionantă. Da, și am strâns o colecție frumoasă. Acum, când sunt invitată, fie la un concert, fie la o emisiune, neapărat țin cont de ce mi se cere în această emisiune sau în acel concert, ce fel de cântece și atunci, respectiv, îmbrac și costumul Alegeți popular costumul. Și neapărat broboada de pe cap. Așa. Aveți o mulțime de activități, dar totuși și sora vecină deja este mai veselă acasă, dar totuși din 2010 încoace, nu v-ați gândit vreodată să vă refaceți viața personală? Nu a apărut un om apropiat, un confident, aș putea spune? Ei, uite că nu. Dar îți spun de ce. Fiindcă nu mi-am dorit eu.
atât de intens și atât de frumos mi-am trăit viața cu Simeon Ghimpu, că eu nu cred că poate fi ceva mai bun după. Și... Dar v-au curtat bărbații? Ei. După? Cum să zic? Au fost cazuri, dar... Nu. Probabil de aceea că eu mereu luam în comparație. Simeon era un bărbat foarte deștept, dar mie îmi plac bărbații deștepți. Și orice ar fi vorbit el, era cu noimă, avea sens. Chiar și complimentele le făcea mai deosebit. Chiar și o floare mi-o aduce altfel. Mai țineți minte cum vă dezmirda sau vreun compliment așa mai deosebit? Eu sunt Veta și a făcut el o asociație, Veta, Vetocica, Crenguța. Aha, așa, și, sau Vetușca, sau, mă rog, așa... Vedeți, merda. Da, dar este o poezie pe care mi-a dedicat-o în prima lui carte și așa și scrie, Rămurică-i. Deci pentru el eram o rămurică, că eram o rămurică pe atunci. Dar, da, asta, am avut o viață frumoasă cu el, am trăit-o atât de mai deosebit, ziceam, el orice făcea altfel. De exemplu, eram odată stăteam la spital cu niște probleme de sănătate, era în perioada asta a cireșilor, a florilor de asomie. Ei, vine Simeon la mine la spital cu o crenguță de asomie, de așa rupt-o să fie cât mai lungă, și cu două crenguțe de cireșe. Deci nu a venit cu punga, cu un buchet de floricele, a venit altfel. Și el de fiecare dată poetic făcea niște lucruri. Și ultima întrebare. Care este cea mai mare dorință a dumneavoastră în prezent și care este cel mai mare regret? Dacă îl aveți, desigur. Nu știu dacă am vreun regret. Regret poate de aceea că n-am avut mai mulți ani de trăit împreună. Am fi avut foarte multe să ne spunem. Regret poate de aceea că Simeon n-a reușit să-și cunoască nepoțelele pe Catinca și pe Mara. În rest, nu știu, chiar nu m-am gândit vreodată dacă pot avea regrete. Dar o dorință? Să fie pace. Atât de mult vreau să se liniștească lucrurile și să ne putem bucura de viață. Fiindcă viața ne oferă atâtea posibilități, e atât de frumoasă. Eu chiar de când cu războiul din Ucraina, mă scol dimineața și elementar, îmi spăl dinții sau merg la bucătărie și îmi pun cafeaua și mă gândesc, dar oamenii cei nici n-au astfel de condiții. Și cât e de important să știm să prețuim orice clipă din viață. Dumnezeu ne oferă atâtea posibilități și noi de multe ori le ignorăm. Eu cred că această dorință a noastră comună va deveni realitate și vă doresc ca și celelalte dorințe ale dumneavoastră să prindă conturul realității. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu de suflet. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Sper să ne mai revedem. Neapărat!